Manifestarea a început de dimineață, când oamenii, în număr foarte mare, au participat la slujba oficiată în cinstea nașterii Maicii Domnului în biserica din Livezeni, lăcaș de cult care poartă acest hram. Cu dreaptă credință să vă lăudăm strigând, Sfânt ești, Părinte, fără de început, Fiule cel împreună fără de început și Duhule cel dumnezeiesc. Alături de această bucurie din acele zile de când am spus să identificăm hramul bisericii, ziua satului, cu fiii satului, cu întâlnirea fiilor satului. Lucru care astăzi este împlinit. De ce? Este prima ediție cu ajutorul multora din ei care sunt plecați în țară sau departe, au dorit să se reîntâlnească, să se revadă. Vor schimba cuvinte, impresii și e adevărat, vor constata mulți că timpul și-a pus amprenta peste toți. Deci o bucurie care a încheiat cu adevărat și ne-a obligat ca să întreținem mai departe frumusețea acestui lăcaș. După încheierea slujbei a urmat un moment solemn. A fost depusă o coroană de flori la monumentul ridicat în memoria celor care și-au dat viața pentru apărarea țării. Ridicați pe piramida nemuririi faima lor, scriți în cărțile de aur cântecul nemuritor. Pe copii la sânul vostru alătați-vă acest cânt, povestindu-le cu fală ale noilor. A urmat programul pregătit pentru toți cei prezenți. Participanții au avut ocazia să asiste la o lansare de carte, să admire o expoziție de pictură și să se relaxeze în compania artiștilor care au urcat pe scenă. Iar suntem împreună, la lai la lai la, iar ne punem pe băut, la lai la lai la, pe cânta și pe trecut, la lai la lai la, hai la joc, la joc, lai la la lai la, cine-i cu noroc, cine noroc tare, joacă fără mare. Un reportaj mai amplu despre prima ediție a Fiilor Satului Livezeni veți putea urmări la Mușel TV la o dată care va fi anunțată din timp.